Cred că o comunitate precum Iașul, vorbim de al doilea oraș ca mărime din țară, după capitală, cred că are nevoie de un ziar de business și de un lider media, ca să spun așa, în, în acest domeniu. Comunitatea de afaceri din Iași s-a dezvoltat, așa cum știți, foarte mult în ultimii 10 ani, mai ales de la intrarea în Europeană, chiar mai mult. Și cred că este nevoie de. Este o piață foarte dinamică, o piață care, în acest moment, nu este reflectată suficient în media sau este reflectată în funcție de interese divergente care sunt pe piața media. Iar noi, ca un ziar care ne-am poziționat foarte bine pe piață, ca un ziar independent, cred că putem aduce un plus pe această piață cu o subredacție economică și cu ziarul de business mai ancorată pe piață. Sunt optimistă în privința asta, mai ales că, așa cum spuneam, vorbim de o piață foarte dinamică.